Preoții din cele 5 protopopiate ale județului Sibiu au participat astăzi la conferința preoțească de toamnă. Evenimentul a avut loc în aula Mitropolit Ioan Mețianu a Facultății de Teologie Ortodoxă Sfântul Andrei Șaguna din Sibiu. Lucrările au fost prezidate de înalt preasfințitul părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului. Tema conferinței a fost Patriarhii Nicodim Munteanu, Iustin Moisescu și traducătorii de cărți bisericești de-a lungul istoriei noastre. După cuvântul de binecuvântare al înalt preasfințitului părinte Laurențiu, părintele arhidiacon Ioan Ică Junior a susținut prelegerea Traducătorii de cărți bisericești și importanța lor pentru noi. Despre activitatea celor doi patriarhi și în special despre traducerea de cărți teologice a vorbit apoi părintele profesor Vasile Mihoc. Nicodim Munteanu este cel care e valența, să zicem, e contactul ortodoxiei românești cu lumea slavă, cu lumea rusească, iar patriarhul Iustin Moisescu e contactul cu lumea grecească, nu, cu lumea biblică, cu lumea sfinților părinți, nu? Sigur a avut și el după aceea și alte și un parcurs foarte interesant profesoratul lui în Varșovia, de pildă, nu, poate mai puțin cunoscut. Dar aș dori să ne aducem aminte doar câteva lucruri privitoare la personalitatea poate mai puțin cunoscută de noi ardelenii. Cu scrierile puține, dar foarte tehnice și foarte savante și erudite ale viitorului patriarh Iustin Moisescu, ca studenți ne-am întâlnit cu toții. Deci nu era student, nu, care să nu aibă contact cu studiul obligatoriu, nu, despre ierarhia bisericească în epoca apostolică, nu, de pildă, sau despre teza de doctorat formidabilă despre cuvântarea apologetică a Sfântului Apostol Pavel din Areopag, nu. Deci cu ele oarecum suntem, ca fost studenți și ca dascăli, oarecum familiarizați. Suntem mai puțin poate familiarizați cu lucrarea duovnicească și de traducător atât de bogată, nu, a patriarhului Nicodim Munteanu. De asemenea, în cadrul conferinței au fost susținute mai multe referate despre tema întâlnirii, preoții evocând personalitățile marilor teologi și traducători din Transilvania și nu numai. Astăzi au debutat în Arhiepiscopia Sibiului conferințele preoțești de toamnă, conferințe care au ca tematică tema anului comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu, Iustin Moisescu și al traducătorilor de cărți bisericești. Această primă conferință reunește protopopiatele din cadrul județului Sibiu și a avut loc la Facultatea de Teologie din Sibiu. Fiind aici la Facultatea de Teologie, am căutat să subliniem aportul pe care această instituție l-a dat de-a lungul timpului, de-a lungul existenței sale, în ceea ce privește traductologia și în ceea ce privește operele care au fost traduse de către dascălii de mare renume care au activat aici. Conferințele preoțești de toamnă vor continua în Arhiepiscopia Sibiului mâine la Făgăraș, unde se vor întâlni preoții din protopopiatele Făgăraș și Rupea, iar joi la Vlădeni, unde vor participa preoții din protopopiatele Brașov, Săcele și Branzărnești.